Bună, bună, bună dimineața! Bine v-am găsit! Este o zi frumoasă, foarte frumoasă, e cald și ne-am hotărât să ieșim la cumpărături. Da, am venit aici, după cum se vede, am venit la Kaufland și am zis să facem mici cumpărături, ce avem nevoie pe acasă, nu prea mare lucru, dar e zi frumoasă, zi însorită, ne mai și plimbăm. Și bineînțeles, ca de fiecare dată, vă luăm cu noi, așa că haideți să mergem. Mai intrăm la Lidl. Între timp ne-am răzgândit, nu mai mergem la Kaufland, că e multă lume, multă aglomerație, nu ne trebuie foarte mari cumpărături. Vezi că intrăm la Lidl, că e mai mic. Da. Haideți că vă luăm cu noi. Așa că haideți la Lidl. Luăm un cărucior. Deci intrăm în Lidl. Am luat căruț și intrăm. Priviți câte flori chiar la intrare în Lidl, wow! Priviți, am găsit lalele la reducere. Sunt cu 8 40 lei și sunt foarte frumoase. Uite, ăsta ce preț are? Ăla nu, mami, astea de aici ți-am arătat. Iubita, astea sunt reduse, celelalte nu. În final ne-am hotărât, am luat lalele. Mergem înainte. Mergem în continuare. Miri, la ce te uiți? Mami vrea să iei pâine. De care pâine vrei, mama? Asta? Ai și să neagră. Luăm una? Ia, ia. Sau uite, mai este așa, nu știu care e mai bună. Aia, prima, de la tine din mână, da. Nu, ia-o. Îmi lua pâine. Găsi și castraveți, Fabio, la 2,50 lei bucata. Și mama încearcă să aleagă ceva. Luăm portocale sau nu? Cu 4,50 lei? Uite, am luat. Lămâi, 6 lei. Vrei portocale, Miri? În continuare. Este multă lume, multă agitație astăzi. Priviți. Ai luat o conopită cu cât? Bravo. Și la fructe. Acum organizează aici lucrurile și... Da, se pare că e greu să găsești până și prețurile. Stai că nu văd până acolo. Stai să treacă tanti Miri, dă-te. Să ne dăm înapoi, priviți ce e aici. Deci nu avem loc să trecem. Zăpăceală. Luăm un ananas cu 7,70 lei, foarte fain. La Miri ananas. Să vedem ce mai este pe aici. Uite, kiwi 12 lei caserola, mango 10 lei, iubita ăla. Căpșunile. Și căpșunile nu găsesc prețul, iubita. Uite. Struguri la ofertă cu 7 lei și ceva. Hai să mergem. Aici e groaznic, că nu e loc. Ne uităm și la vinuri. Și vreau să cumpăr o sticlă de vin roșu. Să vedem de care. Așa, dar e vin alb, roșu. Să mergem la roșu. O să mă decid și apoi vă arăt ce am cumpărat. Luăm totuși vin alb, că n-am găsit nimic roșu să-mi placă și n-am mai băut de mult din asta, așa că luăm Cotnari. Hai, Miriam. N-am găsit roșu nimic pe placul meu, așa că am luat pe cel alb. Astăzi e ziua răzgândirilor. Da, mergem în continuare. Ia suc la pai de copii, ia priviți. Deci am luat... Hai, Miri, poți să-l iei? Stai să te ajut. Gata. Ești bucuroasă? Aha. Am luat cartofi, uitați, cartofi și ardei apă.
lămâie, mărar. Nu arătăm noi acasă, că e foarte multă lume și nu putem să... Da, e zăpăceală multă. Uităm în continuare. Mami caută brânză. Brânza aia este o brânză la laupetă, aceza, galbenă. Dar nu o văd, nu o găsesc. Na, încă nu s-a aranjate. Prea de dimineață și atunci na, nu s-a aranjate lucrurile. Nu prea le găsești în ordine. Am găsit iaurt grecesc. O să luăm și un iaurt grecesc, e la ofertă. Un alt iaurt, iubita, vezi? Mami se uită în continuare. Și vedem ce mai luăm. Da, ți-ai luat iaurt? Da, am luat iaurt grecesc, uite, la ofertă. Și am luat brânză din asta pe lei pentru Sandy, 10 lei. Am găsit și Sana la 4,50 lei, așa că am luat. Hai, mami. Pentru plăcintă vă fac cu dobleac, că mai am un pic de dobleac și din fac să vedeți ce bun aici. Dar ai mai făcut. Mai fac. Asta e foi din aia subțire și să vadă ce bun e. Foarte bună. Și apă minerală, asta este, Miria. Unde? Un box. Asta, nu? Stai, lasă-mă că te ajut eu, mă, fată, nu pot. Mamă, ce forță are Miria. Asta, da. Nu, ce zici, mami, de fata ta? Hercule. Nu-i voie, iubita, să nu mai faci așa, te rog. Uite cum stăm la casă, din păcate nu am prea putut filma aici. Merg înainte și o să pui pe masă. Da, imediat. Am plătit, acum ieșim din Lidl. Am ajuns acasă de la cumpărături și am scos pe masă. N-am cumpărat mare lucruri, mi-am dus după cartof, că n-am mai avut acasă cartof, să știți, dar e scump cartofii. Deci n-am luat foarte mult, uitați cât cartof am luat, cât fac de două ori. Deci n-am găsit cartof la ofertă, noi am vrut să luăm o cantitate mare, vreun sac mare de cartofi, cum luăm de obicei, dar nu am găsit la ofertă, așa că am luat doar puțin. Am luat cartofi, deci vreo 2 kg. Am luat, uitați-vă aici, lămâie, tot vreo 2 kg și asta era foarte scurt. Am luat, uitați ce fain am luat, vai, dacă vedeți ce faine. N-am putut să mă abțin să nu cumpăr, am zis că nu cumpăr carne, nu cumpăr nimic, de asta mă cumpăr, că o mânc cu pită goală, da, o cumpăr. Fiindcă așa de faină și grea și asta. Și am plăcut foarte mult. Uitați-vă aici ce faine. Uitați. Ardei grea, adică capia din asta. Atât de dulce, atât de bun, atât îmi plac. Am luat și din asta un kilogram, uitați așa. Cât a fost kil? 12 lei. 11 lei 90. Foarte scump, dar nu mai pot să zic. Nu mai zic. Nu mai pot să zic. Foarte ieftin. Dar uitați pe castraveții ăștia, așa, una singură, 2,50 lei. Am dat. Nu e scump, nu, e ieftin. Am luat, uitați ce am luat, care vreau să vi-l arăt să fac. Știți că eu am scos din congelator dovleac. Am vrut să vă fac plăcintă și am și preparat tot și m-a rămas și acum o țin în frigider și am zis neapărat trebuie să o fac și cum să o fac, cum să o fac și am zis că iau niște foi de plăcintă, au fost 4 lei, 3,99 lei, foile astea, nu știu ce, și are 400 de grame și sunt foarte bune și vreau să le fac. Am vrut să luăm și mere, dar n-am putut să luăm, că nu a fost. Ce ne-a plăcut nouă și n-am luat și făceam și cu mere, dar așa nu știu cu ce o să mai fac. O să vedem noi, dar o să fac ceva. O să fac ceva. Ai gem de casă, fai. Da. Deci o să facem ceva plăcintă cu foi. Am luat foi. Am luat, uitați-vă aici, o pituță din asta micuță de
500 de grame are, jumătate de kilogram, dar e pită neagră, din asta făcută pe vatră, e foarte bună, deci am luat-o pită. Și pită neagră și am mai luat ceva ce îmi place mie foarte mult, n-am mai mâncat de ani de zile, credeți-mă, de ani de zile. N-am mai luat, că tot am zis că na, să nu dau bani, că dacă luăm iaurt și luăm lapte, să nu mai cumpăr. Da, acum era și la reducere și m-a fost și poftă tare și am zis că dimineață cu o felie de pită, un pahar din asta de Sana, am zis că na, iau, că nu era foarte scump, era 4 lei și are un litru, uitați, că are exact un litru. Mai de mult mâncam la Sana de numa când eram mai tânără. Acum nu mai, n-am mai mâncat Sana de vreo 3-4 ani. Așa că am luat și Sana. Uitați ce am mai luat Maria pentru ea, că îi place iaurtul ăsta grecesc. Este foarte, foarte bun. Și ea mâncă foarte des așa, seara, dimineața cu ceva, o las și iau unul din asta pentru ea și Miri. Și mai facem și mâncare cu ea, iaurt grecesc, un kilogram, a fost în jur de, nu știu, 11-14 lei, nu mai țin minte, că nu vreau să vă mint, nu țin minte. O la Maria, uitați, un ananas, asta chiar nici nu știu cât a fost, vedeți? Uitați ce faine, no, ne place foarte mult ananasul. Ola Miriam, loc de cereale, să știți, că nu mai are cereale și am zis că să iei cereale și am zis că nu mai bine ia pupalini din asta și o pune în lapte, că e exact ca cerealele și asta o luat ea, asta o ales. Asta nu știu, ce e asta Miriam, sărățele? Asta n-am văzut-o, uitați, sărățele, e din aia sărată, clasic. O luat ceai de un ceai de mușețel, mai am ceai acasă, dar n-am de mușețel. O luat o caserolă de struguri din asta fără sâmburi, e foarte bună. Am luat eu am luat, am vrut eu să avem dimineață brânză felică, mai fac la Miri la școală un sandwich, mai mâncăm noi dimineața și am luat 10 lei, o pot să știți că are 16 felii și 300 de grame are și 10 lei, deci chiar la un preț bun. Și uitați-vă aici, dragii mei, știți că am făcut linte roșie și m-a plăcut foarte, foarte mult. Acum am găsit, era la 5 lei jumătate de kilogram și am luat un pachet. Din asta eu fac de două ori și e foarte bună, nouă ne place, chiar mult ne place și se fierbe foarte, foarte, foarte repede. Luați și voi dacă vă place lintea, că se poate face din ea orice, mâncare groasă, chifteluță, ca un fel de sos, așa, se poate supă, deci orice, deci orice, ca mai e mai bun ca fasolea, credeți-mă, și fierbe în doar 10 minute, credeți, pe cuvânt, și nu trebuie moiat. Deci am luat linte, îmi pare rău că n-am luat două pachete, dar o să mai merem noi și luăm. Fetele au luat supă din asta la plic, că la Miri îi place și la Maria, mai mâncă câteodată. Am luat eu o legătură de mărar, uitați, două fire, exact două firuțe și aproape 2 lei, un leu și nu știu câte bănuți. Și cel mai important este sucul. Da, cel mai important este... Asta e nu știu ce suc. Suc la pai. Aici, suc la pai. 14 bucăți. Da, 14. Nu, și cât e aia? Na, în fine. Nu știu. Nu știu cât a fost. Vă 20 de lei, nu știu cât a fost. 22. Ei, da, uite, aia, mami, neapărat să o filmez.
Dă încoace la mamiță, îi arăt să-i spun. Știți că mai de mult noi foloseam sosul ăsta, iute, chili, așa se numește, dulceață de chili. Este un sos extraordinar, atât ai de bună. Este un sos de ardei, iute, dar dulceac, așa, dulce, picant. Mere foarte bine cu carne, poți să bagi și mâncare, poți să bagi în orice, poți să mânci cu cartofi, cu carne, cu ce vrei. Deci eu înainte foloseam foarte, foarte des. La o vreme le-o scumpit foarte tare și n-am mai luat, după aia n-am mai găsit, așa că n-am mai luat de o vreme, dar îți spun sincer, acum când am văzut-o, că este primul lucru, am luat și are 700 de grame, uitați-vă aici, de mililitri, deci nu are un litru, are decât 700 și a costat 9 lei, adică 10 lei, 9 lei 90, 10 lei. Deci am luat neapărat de asta, o să ne ajungă foarte, foarte mult timp, că nu poți să mânci din ea foarte mult, că v-am spus că e picant. Așa că și Maria a luat o sticlă de vin, nu știu pentru cine, cum, nu știu, nu m-a spus. Și am luat și lalele galbenă, care ați văzut la buchet, era foarte fain, boboc, foarte frumos culoarea, nici n-am știut care să le aleg, că era galben, portocaliu și roșu și nu știam care să aleg. După cum vedeți, noi avem roșu pe masă și am zis că aleg galben, ceva culoare deschisă și o să punem în vază și punem la Maria în cameră. Uitați, asta deja am de o săptămână pe masă, poate și mai bine, și încă e frumoasă, foarte frumoasă. Noi ne plac foarte mult florile, știți foarte bine, noi iubim florile, nu putem, mai bine nu mânc carne, nu iau mâncare, dar iau flori, să știți. Așa de mult îmi plac. Așa că cam asta au fost cumpărăturile, dragii mei, v-am arătat tot ce am cumpărat. Ei, și eu cumpărat Maria și apă, un vas de apă, fiindcă ea, știți că bea apă din asta, din cumpărată, noi bem de la robinet, dar ea bea apă, că e așa, e obișnuită. Așa că cam asta au fost cumpărăturile ce am luat. Vedeți, n-am luat nici măcar un gram de carne și am stricat o grămadă de bani. Dar ce să facem? Asta e viața, n-avem ce face, mâncăm ce avem, ce putem. Și sper că v-a plăcut, v-am luat și pe voi la cumpărături, v-am arătat tot ce am cumpărat, am împărtășit bucuria cu voi. Sper că v-a plăcut, ați văzut și voi magazinul, ați văzut ce de lume era magazin, că n-ai avut loc. Să știți că nu-i bine să mergi așa, mai bine merg în timpul săptămânii și atunci nu-i atâta lume, că lumea e la lucru, dar dacă mergi așa în weekend, atunci e plin, n-ai loc și aglomerat și e zăpăcit de cap. Așa că cam atât, v-am arătat tot ce am cumpărat, sper că v-a plăcut, ați văzut și prețurile, v-am arătat tot. V-au plăcut cumpărăturile, dacă v-au plăcut să ne scrieți și atunci o să mai vă luăm cu noi. Așa că vă mulțumim mult că ne-ați urmărit, mulțumim mult pentru mesajele frumoase care ne-ați trimit într-un număr așa de mare. Vă mulțumesc din suflet, vă rugăm din suflet să fiți alături de noi, dacă vreți lucrul ăsta, și vă spun la revedere! Numai bine, pupii!